Salut, prieteni, sunt Mihai Stepanov cu un video despre site-ul Date Me. În iulie undeva am făcut video despre ei, dar cine nu cunoaște, deci aici la înregistrare se dau 500 de monede gratis. Prin ce este interesant acest site? Este un site pentru cunoștințe de generație nouă, deci vor fi la ei niște aplicații care o să fie în stare să transmită, gestioneze, să prelucreze informații foarte multă despre noi, până și pulsul, emoțiile care, până când n-am întâlnit așa ceva nici la un site. De ce? Cred că când s-a făcut prima vânzare de monete, în 12 minute s-au vândut monete de 8 milioane dolari. Asta ceva înseamnă. Deci cine s-a gândit să cumpere, pur și simplu mulți n-au dăudit. Deci asta a fost o vânzare de test, iar vânzare deja la ei se începe peste 20 de zile. Deci prețul la monetă este jumătate de cent. Deci dacă comparăm cu alte monete care au aceeași cantitate emisă, de pildă, ei au în total vor avea 12 miliarde jumate. Dacă luăm de pildă Stellar, ei sunt deja răspândite 18 miliarde, moneta costă 26 de cenți. Deci, plus minus cantitate cam aceeași, este de pildă Cardano, 25, de două ori mai mult, e 9 cenți. 9 la 2, deci 18 cenți, iese că poate să fie moneta în jur de 50 de ori mai scumpă decât ea acum se vinde. De ce, dacă doriți chiar și 100 de dolari, dacă investiți, mulțiți la 50, poate să iasă 5.000 de dolari valoare. Deci pur și simplu doar pentru a investi, dar nu e scopul ca să investiți. Eu vă recomand să primiți aceste monete gratis care se dau acum. Căci din iulie, când am făcut video, observ că nimeni nu se mai înregistrează. Posibil că s-a uitat de ce site. Foarte bun site, moneta va fi foarte întrebată, de ce? Site-urile care le-am dat ca exemplu aici, cine știe de Cardano sau Stellar, moneta lor, doar cei care la bursă știu ce au la bază, doar specialiști. Pe când această monetă, orice tiner care intră pe site va dori să folosească, care va service, pentru ce va trebui să cumpere ori să folosească din bonus dacă s-a înregistrat, când se dau încă gratis monete. Deci monetele vor fi întrebate. Adică e un lucru care în fiecare zi și în cantități mari se va folosi aceste monete. Cred că din cauza aceasta și au așa o cerere mare, foarte repede s-au vândut primul lot de monede. Deci cam atât ce am vrut să spun, numai bine.